Salut, camarazi! Astăzi o să continui cu seria interlopilor români. În general, eu am să vă fac niște desene cu cei mai faimoși interlopi români, cu cele mai faimoase și periculoase clanuri din București și din România. O să trec în revistă cam tot ce e cunoscut sau arhicunoscut în România. Frații Cămătaru, clanul Caran, clanul Vancică, clanul Duduienii, Cordunenii de la Iași, Uțu de la Arad și tot ce Clămparu și tot ce a fost nume în România în materie de infracționalitate, de interlopii. O să fac o serie și despre Fanes Poitorul, despre Coco. Deci sper că rămâneți aproape, o să mă străduiesc să vă dau cât mai detaliat, să vă fac cât mai interesante clipurile. Astăzi o să vă prezint Garda Veche de la Târgoviște sau Clanul Ghenosu, unul dintre cele mai periculoase clanuri din România. Se zice că Ghenosu ar fi chiar mai bogat decât frații Cămătaru, un clan cu foarte multe fapte criminale, extrem de multe, fapte de omor, de șantaj, de taxă de protecție, de prostituție, trafic de droguri, fraude bancare, deci, ca să zic așa, tot tacâmul de la A la Z. Ghenosu a știut să-și aleagă oamenii, în general brutal, sadici, care care execută ordinul fără să crâcnească. Eu personal am cunoscut mai mulți dintre ei, chiar pe Ghenosu. L-am cunoscut pe unul din locotenenții lui, Poreclit Limbă, la Slobozia, când am fost cu acum vreo 7-8 ani. Era un pic prăjit, așa să zic, sau numai pe o parte. Toată ziua făcea sport într-o curte mică, că la Slobozia cuștile sunt mici, nu prea ai loc mult, adică poți să alergi puțin, dar dacă faci așa, ridici greutăți sau dacă faci gimnastică într-un colț merge, restul e spațiul care strâns. Ții minte că Limba ăsta se înfășura mereu în ciolofane ca să nădușească intens, deși nu era de statură normală, știi? Dar părerea mea, eu personal nu l-aș fi angajat ca locotenent pentru că avea ceva care nu mergea, să zic așa, și nici nu părea extrem de inteligent. Am fost martor la Rahova, pe secția a treia, când Ghenosu, nu știu din ce motiv, a smuțit vreo 5-5 pe un copil așa de statură normală de vreo 26 de ani, în gratila pe secția a cincea, tot un prăjit, un descreierat cu bicep și de 50, dar cu creierul de bibilică, Banfield chema, avea bicep și de 50 și avea vreo 3 hepatite, probabil că o să-și petreacă toată tinerețea până în pușcării, degeaba mușchii, degeaba are bicep și de 50 dacă n-are creier, știți? Deci ăștia, instigați de Ghenosu ca să nu-și ia el pedeapsă, l-au bătut în gradie pe copilul ăla, vreo Banfi și încă vreo 4-5, l-au bătut, dar l-au rupt, i-au spart fața, l-au umplut de sânge. Ce să mai zic, la pușcărie se poate face orice, adică cretinii aia pentru câteva pachete de țigări sau poate 1.000-2.000 de lei, riscau să-și iau câțiva ani de pușcărie fiecare, știi, bătându-l pe copilul ăla, dar, mă rog, iar Ghenosu s-a răzbunat, dar cu mâna altora, știi? Așa, ții minte că avea și oameni, că
să mai făceau pantofi la Rahova, știi, veneau băia cu niște saci și dătea niște pantofi să ia acolo, să-i coși, nu știu ce, pentru o firmă germană. Și el avea vreo 2-3 băieți care coseau pentru el, pentru că la 3 zile de muncă avea o zi liberă plus și ce să câștiga acolo de la vânzarea de pantofi, facerea de pantofi, dătea la aia care munceau, că el avea bani, n-avea treabă cu banii, dar el vrea zilele câștig. L-am întâlnit și pe celebrul danezu, care, după părerea mea, trebuie să fie foarte prăjit, pentru că într-o cârciumă a intrat un ofițer sub acoperire, știi, care fusese sau legase pe danezul ăla sau fusese martor când l-au legat ceva la modul ăsta, și ca să răzbune pe el, i-a dat cu o sticlă în cap și l-a lăsat în comă. De ani bune la e în comă și a luat vreo 12 ani pentru asta. După aia la pârnaie a recidivat, să zic așa, a făcut-o și mai lată, pe motiv că un coleg de celulă n-a vrut să-i spele șosetele, i-a zdrobit capul. Deci, suma sumarum, și-a luat 28 de ani de pușcărie. Deci, avea vreo 20 ceva, o să iasă cam pe la 60. Deci, toată viața lui, că sunt aproape sigur că la nu o să evadeze niciodată, că n-are sânge în instalație. Sunt oameni prăjiți care pe moment acționează pe impuls, fără creier, și care și-au distrus viața pentru câțiva pumni sau pentru o crimă două, cum a fost și Sampar și alții. Așa. Deci, oamenii lui sunt recuperatori foarte buni. Tactica e bătaie, tăiați tendoane tăiate, maltratați, torturați, deci sunt foarte nemiloși și foarte sadici. Și așa și-au creat supremația în Târgoviște. Cum v-a zis, danezul, pe numele lui de civil, de Daniel Uță, și-a luat 28 de ani de pușcărie. Pentru mine nu e decât un descreierat să stai toată viața, toată tinerețea în pușcărie și să ieși bătrân de acolo, e, și poate că mai faci încă o faptă, două, deci nu mai este deloc. În gașca asta lui Ienosu, în clanul Ienosu, nimeni nu mișcă în flanc. Cine mișcă în flanc e eliminat, evident. Adică disciplina e ca la armată. Ghenosul a făcut foarte mulți bani, extrem de mulți, în Irlanda și la Londra cu prostituția. Dar la Londra și-a luat și o bătaie, pentru că oamenii lui dătuseră țeapă la niște sârbi. Și ea l-a recunoscut acum câțiva ani, acum 2-3 ani, când a fost pe fugă, avertizat probabil de vreun comisar sau vreo cârtiță la poliție, a fugit în Anglia și acolo la pârnaie, când l-au arestat pentru extrădare, a fost recunoscut de sârbea care își luaseră țeapă de la oamenii lui și a luat o bătaie soră cu Marta și nu mai e nici el tânăr, chiar dacă a fost sportiv în tinerețe, a trecut timpul și pentru ei. Cine iau bani cu camătă de la ei și nu poate să plătească, ori dispar fără urmă, ori sunt fugitivi, pe fugă, știi? Așa, pentru că sportivii din România, ăștia care fac box, lupte, karate, ce mai știu, tot felul de sporturi de contact, în general statul român nu se interesează de ei. Când termină cariera, ăștia la 29, la 31, sunt în aer și atunci să cuplează cu interlopii sau fac munci murdare pentru clanuri sau bodyguard sau grupuri infracționale. Deci majoritatea trec pe la pârnaie. Ții minte că și celebrul Grigore din K1, am stat cu el în gratii la Rahova. Acum se pare că și-a găsit o gagică, s-a mai potolit sau l-a mai potolit. Așa. Ghenosu
N-a fost un tată inteligent, să zic așa, la banii care are, trebuia să-l ferească pe băiatul lui să ajungă ca el, că nu e o viață ideală. Ai bani, dar tot timpul ai bani și pușcărie în același timp. Fiul lui a ajuns și el tot în crima organizată, a fost arestat, deci nu pot să zic că și-a crescut prea bine copilul, nu? Că și în Italia mafia s-a mai deșteptat și își trimite copiii la facultăți acum, mafioții, capo di tutti capi în Italia, își trimit copiii la facultăți să devină avocați, doctori, știi? Așa, avocați ca să-i scape de pușcărie. V-am zis ce a făcut locotenentul ăla lui Danezu cu sticla în capul la polițistul ăla. E o chestie, cum să zic, nu numai dezgustătoare, dar de o prostie fără margini. Să stai toată viața în pușcărie, de la tinerețe la bătrânețe, mai bine mor decât așa. Ei practică foarte mult și taxele de protecție, înțelegeți, pentru oameni de afaceri din zona Târgoviștei, Dâmbovița. Așa, e unii din oameni.